Patrick la un videoclip. Suntem aici în trenul 10209 și vom pleca din Târgoviște către Pietroșița pe linia feroviară 104. Așa că vă doresc vizitare plăcută! Este data de 4 februarie 2023. De alta Romulux. Aici este zona preorășenească a orașului Târgoviște. Dâmbovița. Am trecut de Aninoasa. Următoarea stație este Doicești. Îndreptăm încet, încet spre Pucioasa. Trecere la nivel. Mai este puțină zăpadă aici în zona aceasta, dar s-ar putea să fie către Pietroșița mai multă. Doicești. Asta este gara mai vechi a satului, comunai Doicești. Au început să fie dealurile Târgoviștei. Național DN72 care merge de la Târgoviște până la Sinaia. Am parcurs 11 km până aici.
până în, să zicem așa, centrul comunei Doicești. Temperatura de afară nu este așa scăzută. Este un grad. Este plăcut afară. Este puțină zăpadă, dar mai completează așa tabloul. Tabloul al, să zicem așa, ieri. Și am uitat să vă spun, suntem pe linia 104, Titu Târgoviște pe Pietroșița. Și mergem frumos către... Aici un canton mai vechi. Pietroșița, către poarta către Bucenci. Vulcana Pandele. E întreținută bine alta de aici. De fapt, mai mult gară decât haltă, că este și clădirea. Următoarea stație este Scârlența, dealurile Târgoviștei. Frumos că aici pe secțiunea aceasta nu depășește viteza de 50 de km pe oră. Așa că putem admira foarte bine peisajele. Da, halta Scârlența. Accelerăm. Este Ucioasa, unde cred că vom staționa mai mult. Intrăm în orașul Ucioasa, renumit pentru băile sulfuroase de aici, oraș. Gara Pucioasa este chiar monument istoric din 1894.
Petroasa. Și mai avem aproximativ jumătate de oră până la Pietroșița. Secțiune de pe această linie Titu Târgoviște. După, în 27 ianuarie 1894, deci după 10 ani, a fost inaugurat tronsonul Târgoviște Pucioasa. Iar aici unde ne aflăm noi, tronsonul Pucioasa Pietroșița, a fost inaugurat pe 12 noiembrie 1912, dar primul tren a sosit în gara prin Pietroșița pe data de 1 februarie 1912. Iată că linia 104 era programată să se prelungească până la Sinaia, dar din pricina intrării României în primul război mondial, lucrurile au fost sistate. Asta în 1912, respectiv 1914. În 2013 linia a fost închisă, CFR-ul a ieșit de pe această linie ca și operator, până în 2015, când CFR-ul și-a reluat traseul către Pietroșița din Târgoviște. Iată că un an mai târziu, în 2016, CFR-ul a renunțat din nou la această rută. Și până în 2020, pe 30 decembrie, trenul nu a circulat pe acest traseu. Iată că în 2020 s-au reluat călătoriile pe acest tronson, dar la cârmă venind operatorul privat Transferoviar Călători. Așa, puțină istorie despre această linie de la Târgoviște la Pietroșița, montană, să spunem așa. Haideți să continuăm. Din nou râul Ialomița. Și mai avem 3 opriri până la Pietroșița. Aproximativ 20 de minute. Sunt aici niște linii abandonate. Puncta Carfieni. Fabrica de ciment de la Fieni.
așteaptă să fie încărcate cu ciment și duse către Târgoviște. Foarte multe vagoane de marfă. Gara Fieni. Mai avem două opriri și ajungem în Pietroșița. Din nou, întâlnim. Țepeș Vodă. Pietroșița e foarte aproape de orașul Moroieni, distanță de 2 km. Ialomița, care ne-a însoțit aici în Pietroșița. Intrăm în comuna Pietroșița. Pietroșița. Vă mulțumesc pentru vizionare, dați like, abonați-vă pentru a vedea mai multe videoclipuri și nu uitați, fiecare minut de trenul este. La revedere.